Bine v-am regăsit! Sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Roboții din sectorul bovin, vedete la Târgul Internațional Eurotir Hanovra. Evenimentul care are loc odată la 2 ani este consacrat atât tehnologiilor de creștere profesională a animalelor, cât și managementului fermelor zootehnice. Un vector foarte important prezent la acest târg îl reprezintă echipamentele autonome pentru hrănirea animalelor. Un juriu format din experți a urmărit întreaga activitate a utilajelor pentru a observa eficiența acestora. Fermierii prezenți la această demonstrație au avut posibilitatea ca să vadă la lucru tehnologiile care s-ar potrivi cel mai bine în exploatațiile lor zootehnice. DLG Intermarketing a surprins anul acesta la Eurotir cu un concurs la care s-au întrecut roboții din sectorul bovin. La târgul de la Hanovra, organizat de DLG Intermarketing, AgroTV participă cu mai multe echipe tehnice și de ziariști care vor transmite reportaje realizate pe toată durata de desfășurare a acestui eveniment extrem de important. La Eurotir asistăm și la un concurs al roboților, destinație zootehniei. Da, în acest moment, așa cum vedeți, rolul și importanța eficientizării consumului de furaje, pentru că aproximativ 70% din costul total de exploatare și de creșterea unui animal îl reprezintă furajul. De aceea, foarte mult accent se pune și la această ediție să eficientizăm consumul de furaj. Și cum? Pentru rumegătoarele mari, că aici este un concurs destinat creșterii și exploatării vacilor, atât vacilor de lapte, cât și cele crescute în stabulație pentru carne, de a avea acces printr-un robot, printr-un management controlat, la o resursă cât mai bine controlată. Risipa alimentară pentru animale, bineînțeles, pentru rația furajeră, că asta, despre asta este vorba, să fie cât mai mică și astfel această risipă să fie compensată cu o eficientizare din punct de vedere al producției de lapte, pe de altă parte al sporului mediu zilnic la carne. Cât poate să crească producția de lapte într-o fermă de vaci dacă totul este robotizat? Din punct de vedere al robotizării și al controlului eficient pe fiecare verigă din tot lanțul de producție, o eficientizare din punct de vedere raportul factorul uman și factorul robotizat, există o diferență de minim 15%. Și în cât timp s-ar amortiza aceste investiții, dacă cineva ar dori să-și robotizeze întreaga fermă? În funcție de nivelul tehnologic, în funcție de furnizor, în funcție de producător, în funcție de mentenanță, de serviciu echipamentelor, prețul poate să varieze, să spun, din totalul de cost, din punct de vedere a amortizării, variază de la 3 la 5 ani. Ca de fiecare dată, DLG ne surprinde, asistăm la un concurs de roboți, un concurs care a atras deja privirile multor vizitatori. Da, într-adevăr, suntem la Eurotir 2024 la Hanovra și ca și o noutate, suntem obișnuiți la agritehnica, vedem utilajele mișcare, roboți, utilaje autonome. Aceste utilaje sunt prezente și în fermele de zootehnie. Și ca și o noutate, DLG a venit în sprijinul companiilor cu o mică zonă amenajată pentru roboții de grajd, pentru roboții din zootehnie, unde diferite branduri pot să-și arate fiabilitatea roboților. Sunt foarte mulți roboți, fără aceștia nu se poate face zootehnie, mai ales astăzi când lipsește forța de muncă și iată că vedem soluția. Se poate face zootehnie, puțin mai greu într-adevăr, dar se poate, dar de ce nu? Dacă avem soluțiile autonome sau în ferme, ne ajută. Uitați, sunt exemple. N-ai nevoie de un om sau doi în plus. Ai un utilaj care poate să-ți facă toată tehnologia în ferma respectivă.